canalizarea, toată rețeaua asta este făcută pentru ca ea să țină un cartier nou în Cernavod, un cartier după toate standardele moderne. Ce lucrări ați efectuat până în momentul de față? Am realizat în proporție de 80% canalizări menajere, pluviale și alimentare cu apă, în proporție de 80% cam 14 străzi. La ce adâncime ați săpat pentru a insera aceste conducte? Cea mai mare adâncime a fost undeva la 3-3,5 metri. Și ce fel de conducte ați spus pentru rețea? De la DN250 până la DN500, DN600. Am înțeles. Ce ar mai fi de făcut? Care mai sunt pașii de acum înainte? De acum înainte, să zic mai mult, ne pregătim pentru sezonul rece, asigurarea lucrării și mici reparații la cămine, la conducte și așteptăm să facem cu bazinul de retenție și stația de pompe a mai rămas. Care a fost amploarea acestei lucrări? Pe câte străzi ați lucrat? Eu știu câți kilometri, dacă se poate estima, de conducte ați folosit până acum? Kilometri, cred că peste 6 kilometri și a fost una destul de complexă lucrarea. Timpul mare parte a ținut cu noi, altă dată da, altă dată nu, și așteptăm la cât mai bine. Pe câte străzi ați lucrat? 14 străzi. Și când estimați că veți finaliza cu totul lucrarea? Totul depinde de vreme și sperăm în 3-4 luni maxim să terminăm la gata. Niște modificări de proiectare și să stabilești de acum soluția finală pentru amplasamentul stației. O lucrare care a început, iată, cu zona de canalizare și acum am ajuns deja la partea asta de termoficare. În ce a constat lucrarea efectuată de noastră și cât estimați că ar mai dura toată această lucrare? Lucrarea pe care noi o executăm constă în săpătură până la cota minus 1,20-1,30, după care montajul conductelor de încălzire plus conducte de apă caldă de consum pe patru fire, cu, pe mai multe străzi, cu diverse lungimi pe fiecare stradă. Stadiul fizic la ora actuală este de circa în jur de 80% și preconizăm că, eu știu, în 3-4 luni, maxim 4 luni, se va finaliza. În ce au costat, ca să zic așa, partea mai grea a acestui proiect? Au fost și părți mai grele, presupun, care au orice lucrare? Partea mai grea a fost că a trebuit să ținem cont de colegii noștri care au montat conductele înainte de, apă rece, canalizare și apă pluvială, pentru a nu deteriora și afecta lucrările efectuate de ei. Pe câte străzi ați lucrat până acum? Până acum sunt finalizate 4, 2 în proporție de 80% și încă 2 în proporție de 60-65%. Și când credeți că va fi cu totul finalizată lucrarea? Estimez în 3-4 luni. V-am menționat cu condiția ca să ne ajute vremea. Ce lucrări au fost efectuate în această zonă și ce urmează? Avem o lucrare care se întinde pe o durată de 2 ani și a început de la sistematizarea terenului pentru străzi. S-au montat în proporție de 95% sistemul de canalizare, alimentare cu apă și canalizare pluvială, inclusiv menajer. Totodată, rețelele de termoficare care vin la o cotă mai ridicată față de rețelele de canalizare sunt realizate și ele într-un procent de 80%. După finalizarea acestor rețele care sunt în pământ, urmând a se realiza straturile de fundație și a se face străzile efectiv până la nivel de asfalt cu trotuare și partea de electricitate,
cu stâlp de iluminat cu LED. Toate cablurile vor fi, așa cum prevede legislația, îngropate. Dacă astăzi discutăm de canalizare care se apropie de finalizare în următoarele 3 luni, tot proiectul la gata în aproximativ un an. Siguranța, oamenii se bucură că vor avea toate aceste utilități. Dacă este să vorbim despre amploarea lucrării, despre câte străzi vorbim, eu știu, ce suprafață are toată această zonă și așa mai departe. Vorbim de aproximativ 14 străzi, suprafața la tot cartierul cred că e undeva la 7 hectare. Noi lucrăm doar pe domeniul public, respectiv străzi trotuare, cealaltă suprafață fiind cea ocupată de case și terenuri deja concesionate sau vândute către cetățeni. Se poate spune că acest cartier, cartierul Sere, este cel mai modern sau va fi cel mai modern cartier din Cernavodă? Putem spune că va deveni cel mai nou cartier din zona din Cernavodă, urmând în continuarea cartierului zona Sere, ulterior să includem într-un program asemănător o altă suprafață cu aproximativ 100-120 de loturi de case, care, din fericire pentru noi, o vom trata puțin altfel, în sensul că întâi vom face toată infrastructura și ulterior ne vom gândi la vânzarea loturilor pentru case, așa cum consider că ar fi firesc să se întâmple în anul 2019. Așa se face un cartier de la zero, iar primăria Cernavodă este printre puținele din județul Constanța care face acest lucru ca la carte. De ce spun asta? Pentru că la 1,5 metri sub noi sunt țevile de canalizare. Acestea sunt țevile pentru apă caldă și căldură, deci termoficarea. Iar în fața mea aici vedeți un cămin de vizitare pentru apă, pentru canalizare. Toate acestea sunt făcute ca la carte, așa cum spuneam, iar într-un an oamenii se pot muta și vor avea tot confortul necesar pentru a beneficia de utilitățile moderne ale anului 2020. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu.